Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tica niscala, isis? Mă rog. Calimera. Da. Sunt convins că mulți dintre voi sunteți cu gândul în Grecia. Logariasmo. Eu asta țin minte, logariasmo acolo asta este. Asta ce înseamnă? Logariasmo? Da. Logaria. Nu știu ce înseamnă. Nu știu. Nu știu, nota. Da? Logariasmo, pără că. Eu dacă ridic mâna și da. Înțelege. Vă rog frumos nota, dar oarecum am reținut eu nota. E, lăsați. Dar de ce asociem în permanență muzica grecească cu vacanța? Că Grecia nu e doar despre vacanță. Că nu înțelegem exact ce spun piesele alea. Cultură. E, aș. Nu te-ai dus în Atena, la muzeu, pe Acropole, pe alea? Da. Vezi? Nu e bine, eu asociez mult și cu filozofia, dar... Și cu mâncarea. Astea sunt chestii particulare, dar normal cu vacanța. Ce... Buiurdii, filozofule. Buiurdii. Da. Mamă, ce-aș mânca un buiurdii. Ai văzut? Ăla îmi place mult de tot și mie, da. Să facem. Da, ai plecat în vacanță doar să dormi? Contra sufli. Doar să dormi. Doar să dormi. Da. Păi eu cam asta, în general, asta faci, nu? Da, dormi excesiv. Aha. Stai că s-au însemnat unii, cum ar veni, că sunt oameni ca tine. Și ca mine, și eu dorm pe plajă. Poftim, uite. A apărut un nou trend turistic, citesc. Turismul, concediu de somn. Adică ți oferă, sunt niște hoteluri de lux, că trebuie să fie scump, pe care promovează ideea că te duci la ei să dormi cum n-ai dormit niciodată în viață. Așternuturi, pături, perne special concepute ca să dormi cât mai bine. Aparent, dacă e pătura mai grea, ci că dormi mai bine. Sunt se vând pe ceva internet. Ceva presiune, da. Nu știu de ce. Păturile mai grele ajută la un somn mai odihnitor, așa am citit. N-am încercat, dar vine să încerc. Mai țineți minte plapuma aia de la bunici? Da. Aia da, groasă și da, grea? Da. Practic nu te mișcai sub ea până dimineață. Da, de asta, cred că asta e ideea. Da, dar plapuma aia era pentru altă climă. E foarte adevărat. Eu mi-am luat plapuma de lână adevărată, care sigur a mirosit tawaie timp de 5 ani. Și după aia s-a încălzit clima și acum nu mai pot să o folosesc niciodată, nici iarna. Că... Vinde-o. Cine cumpără plapumă folosită? Stai mă, că ai aspirator, ai ventilator de la de gât acum, poți să te bagi în plapumă lejer. Da, ideea e că poți să te duci într-un hotel de ăsta unde se face 16 grade în cameră. Da. Din climatizare. Și dorm cu plapumă de aia ca un prunc. Și vezi că în rest chiar contează. Uite, eu am probleme în anumite unități de cazare. Unități de cazare? Da. Oate. Așa. Te duci într-un oate la vacanță și... Așa. Cu așternuturile mai rar, că în general sunt bumbac. Așa. Dar... Perna. Perna, da. Nenorocire cu perna. Perna. Mm-hmm. Dacă e prea burdușită, dacă e și în general... Trebuie să fie două. 90% sunt darea de polistiren de la... Da. Dormi cu două perne sau cu... Da, două. Una o iei în brațe? Da. Și eu la fel. Deci eu nu mai înțeleg hotelurile în care nu există două perne. De ce râzi, mă, Zav? Eu și acasă am două perne. Una de cap și una de brațe. Poți să spun că eu acasă am trei? Trei ai? Da. Am două perne, una pe care dorm, care e una de aia. Eu cred că tu profilată. Stai. Tu trebuie să pleci cu Luca în, de în delegație, nu cu mine. Ce? Lasă-ne puțin. De aveți de aia de latex? Da. Cu memorie, cu memorie. Da? Da. Aia n-am putut, mi-am luat-o și nu mi-a plăcut, i-am dat-o anii. E bună că îmi ține gâtul așa. I-a plăcut. După aia am o pernă mai mare pe care o iau în brațe. Da. Obligatoriu. Fără aia. Cu ce? Aia e de... cu puf, dar nu e cu puf de gâscă, e tot cu chestii de-astea sintetice. A, vezi, aici ne despărțim. Așa? Nu, suportarea sintetice. Și mai am un pui. Puiuț. Pentru orice eventualitate. Da. Că poate am nevoie de el, poate nu. De obicei îmi pun o singură mână sub el. Și eu am avut pui până la 19 ani și era satinat ca să fie și să răcea așa. Știi? Față de aia satinată, care aia se răcește. Da? Are proprietatea asta, da. Aha. Mamă, și îmi plăcea la să le iau rece așa. Deci, după ce se încălzea, l-aruncam și după o vreme iară luam și era iarăși rece. Aș mai face și eu, dar nu mai am timp să dorm. Deci dorm foarte puțin și ca atare... Nu, eu dau multă importanță acestui aspect. Adică e prioritar somnul. Chestiile astea vin din copilărie la voi? În copilărie aveam un pui atât și perna... Și la fel, pernă plus pui. A doua pernă a fost o fiță după ce ai devenit salariat, ți-ai luat a doua pernă. Acum, pe bogăție, când ne-am emancipat, am zis să ne facem toate fițele pe care le-am visat, mai a două pernă. Da, exact. Dar altfel, într-un hotel de ăsta, da, să-ți dea, uite, să-ți ofere pui, pernă pui, pernă de brațe, pernă... Da, sau pui satinat. Ionela este oripilată.
că atunci când nu am perne de luat în brațe, caut una prin cameră. Și este oripilată. Cum poți să iei în brațe toate decorative de alea? Da. Nu cred. Nu se poate dormi altfel. Vezi pline de praf. Da, exact. Da, nici mie nu-mi plac. Recunosc. Păi o țin mai departe de gură, o țin așa. Mai auzi-te la, oare la hotelurile alea scumpe, la Ritz și la astea, ori au pui satinați? Dacă ai ceri. Dacă ceri, da. Că plătești o groază de bani. Da. Da. Nici nu știu, aș întreba ceva, dar nu-mi dau seama ce se întrebă. Pe cine? Pe ascultători. Nu m-a întrebat nimic. Cine mai e cu noi? Perne, da. Mai e cineva cu noi? Vrei să mai luăm telefoane pe ceva? Cred că singura întrebare normală în situația asta, după toate câte le-ați povestit, e dacă considerați că avem nevoie de un concediu. Noi. Da. Deci avem nevoie sau nu de concediu? Ce vă faceți voi când noi plecăm în concediu și cu câte perne dormiți în pat? Și dacă preferați plapumă grea sau păturică ușoară, saltea moale, saltea tare. Știi, cu asta cu salteaua tare, mie mi-a schimbat viața. Eu toată viața am... Băi, ceva? Frate, suntem aproape în vacanță. Ia, ia. Da, mă, da, dar ne ascultă lumea. Nouă. Lumea, așa, lumea învață. Da. Da. Deci eu am fost învățat toată așa viața, de la bunica, nu de la bunici, că se doarme pe pat tare. Că așa trebuie să fie, patul mai tare, salteaua mai tare. Și toată viața am avut pat tare, saltea tare. Mă durea spatele de nu mă vedeam. Zic, trebuie să dorm pe și mai tare, că în felul ăsta o să fie și mai bine pentru spate. Pe ușă. Se dormea și pe ușă la un moment dat. Pe ușă n-a reușit. Aveai criză de sciatic. Când m-am mutat într-o casă nouă, am dormit pe jos, pe o saltea de aia subțire, așa, direct pe parchet. Vai de capul meu, ce dureri de spate am avut. Și am descoperit saltelele alea tip american. Știi, alea de jumătate metru grosime? Da. Sau chiar mai mult? Alea de te afunzi în ele? Da. Păi sunt inconfortabile. Frate, știi ce bine se doarme pe saltele alea inconfortabile și nerecomandate? Deci nu există să dorm mai bine decât pe saltelele alea. Hernia de disc ai avut-o înainte sau după ce ai folosit saltele de-astea? Nu, mi-am schimbat cam în timpul. Dar dorm foarte bine. Ca să, că știu și mie îmi place ideea, dar tot așa, eu am saltat tare. Ai saltat tare? Nu e cea mai tare, dar e tăricică. De-aia ești obosit. Da. 0728-3132. Nu ne mai dați mesaje, că nu mai... Nu mai avem timp? Ce să... Bă, am o intervenție mică. Nici nu cred, după intervenția asta, nici nu cred că ne mai întoarcem din toamnă. Sincer, adică... Atâtea dezvăluiri, mă gândesc să cer un tronson singur. Deci cu câte perne dormiți? Plapumă grea, plapumă ușoară, saltea tare, saltea... Ce recomandați? Mă întreb de ce nu le luați în brațe pe Ione și Oana, se întreabă. Ione cineva cetățean. Eu spun că Ione se nu sunt ca o pernă. Nu, știi care e treaba? Ione se ferește. Deci Ione se încălzește, eu sunt cald în somn. Da. Și tot se încălzește foarte tare și nu că e prea cald, du-te mai încolo, cam așa. Vă zicem tot acum. Vedeți ce întrebați, că vă zicem tot. Da. Cineva se roagă pentru noi, mut postul pe Trinitas și mă rog să veniți mâine. E Ovidiu din Galați, care încă mai crede în noi. Deci încă mai există oameni pe care nu i-am dezamăgit. Da, așa? Sunt convins. Mult feedback, mă rog, nu putem să-l dăm pe tot la radio. Trei perne, eu am acasă trei perne personale, cu puf și pene. Una din ele mă însuțește permanent în vacanțe. Să știi, da, că bă, și eu am prieten care călătoresc cu perna. Da? Și m-am gândit și eu la un moment dat. Pare e prea pădos așa, știi, pădos. Să mergi cu... Dacă pleci cu mașina... De ce da, să am un prieten care efectiv nu poate să... Adică ăla, și eu am o problemă, nu-mi place. Dar ăla nu poate să doarmă pe pernă de-aia cu polistiren în ea. Și el vine cu perna lui, o face cât de mică poate. Și permanent are, adică inclusiv dacă zboară. Cristian de la Nătlac. Credeam-o în serios, dădea multe mesaje până acum. Pătură, pernă și puiuț. Da. Dar pătură grea sau pătură ușoară? Că nu știu, Cristian, ia de ne feedback. Bună, două perne la picioare, o pernă lungă între picioare, una mare și un puișor la cap. Vezi că se poate? Ne spune Maria. Da. Avem o doamnă care are o pernă între genunchi. Da. Asta este un trend nou. Am văzut, se face reclamă pe net, când dorm pe o parte, sunt niște perne speciale care se pun între genunchi. Ca să nu se taseze genunchii sau ce? Să nu se forțe. Să nu se forțeze coloana vertebrală, nu știu cum. Uite, Elena spune... Eu folosesc un urs de pluș. Dar pe aia o cheamă Elena Ursu. Cred că de acolo vine. La. Da. Vă trebuie vacanță, domnilor. Da, mergeți, mergeți. Ne spune Mihai, care între timp totuși simte nevoia să ne dezvăluie faptul că doarme cu plapuma între genunchi. Haideți, bucurați-vă de această discuție, că la 8 vorbim de bani publici, cum să-i rosesc, și de funcții și de PNRR. Deci... Calimera, vă salut din Vasilichii. Ascult cu mare plăcere în fiecare dimineață. Așa? Dacă mai avem pernă, puiuți și o pisică. Adrian,
nu știu ce să zic. Băi, mai avem, uite, o discuție de purtat, poate o facem mâine cu ascultătorii. Dacă dormiți cu animalele de companie în pat sau nu, în afară de neveste. Neața, adică... băieți, soția are un elefant de pluș, moale, și îl luăm cu noi oriunde. Ce mișto! Da, de oamenii... De cât timp e elefantul? Adică îl mai schimbă la câte 5-6 ani sau este același elefant din copilărie care s-a racut de el? Mm. E chior și are trompa ruptă și... Da. Eu mă mir că cineva mai rămas cu noi pe frecvență, jur. Doamne, ce face... Uite, Mariana s-a prins. Ce face canicula din oameni? Da, bă, exact. Păi, dar nu, noi... Asta e, suntem... Fabuloasă discuție, Adrian din Reșiță. The guys are real, adică... Nu, vorbim despre lucrurile care ne preocupă. Somnul nu ne preocupă? După o zi de muncă fizică, săpat, beton și așa mai departe, dorm și pe piatră. Corect, fără pernă, spune cineva. Aha. Nu e cazul nostru, poate doar Luca, că el mai face munci peste grele. Da. Luca are, apuc de zugrăvit. Are și pernuță pe el și e mai ușor. Cătălin spune că ne zice Cătălin, călătorește destul de mult datorită locului de muncă. Când perna e mare sau prea tare, iau un prosop mare și îl fac pernă. Și eu încerc asta în cazuri, da, în cazuri disperate. Bă, uite, Bogdan ne sugerează pernele alea lungi pentru gravide, care înlocuiesc și perna din brațe și pe cea dintre picioare. Că ai lungă soții și în brațe și între picioare. Că noi avem data aici cam 3-6 luni am fi. Nu, dar să știi că... Că nu te-ai fi gândit, dar... Eu nu știam că există perne speciale pentru gravide. Ba da, 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 mi-aduc aminte. Că a avut și Ioana la un moment dat, într-una dintre... Trebuie să încheiem, că știți, sarcini. Iertați-mă că vă deranjez. Pui burtica pe pernă sau că cum? O ții în brațe așa, așa? Și între picioare și... Și ești gravidă. Da. Da. Să încheiem cu mesajul Monicăi din Cluj. Eu am o pilotă antistres de 9 kg. Asta, stai, cum merge? Cu ceva biluțe grele, dorm neîntoarsă. Logic, că nu te mai poți întoarce. Da? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.